cucund umbrăvioară pe copacul înflorit. Salutare, primăvară! Timp frumos, bine ai venit! Primăvara este mai mult decât un simplu anotimp. Este o stare de spirit. Primăvara vine cu veselie, cu alaiul ei de flori, lumină și culoare, cu ciripite păsărele, dar și cu cântătoarele miresme ale copacelor înfloriți. Primăvara este fica cea mai tânără și mai frumoasă a anului, mângâiată de soarele, cu razele lui călduțe și luminoase, ce trezește la viață întreaga natură. Câtă frumusețe, câtă viață și veselie este peste tot! Primăvara ne aduce și multe sărbători frumoase, înseninându-ne fața, ne prelungește viața. Sărbătoarea primăverii e sărbătoarea primelor fire de iarbă, a primilor flori de primăvară. Odată cu început de primăvară, reînvie natura. Lumina și căldura soarelui, sulful proaspăt al primăverii se simte pretutindeni. Cu cât mai multe sărbători vor fi în viața noastră, cu atât mai mult soare va fi pe cer. Primăvara începe cu un mărțișor și continuă cu ziua mamei. Ziua mamei înseamnă mai mult decât flori și cadouri. Înseamnă să spui mulțumesc, înseamnă să spui te iubesc, înseamnă închinare și plecăciune. Pentru a ne elibera de povara iernii, de probleme și griji, am decis să vă aducem un buchet de versuri și melodii, cuvinte calde, dăruite din tot sufletul, îmbinate cu dans și voie bună. Vă prezentăm un mic spectacol pentru serbarea primăverii a mamelor, a femeilor, intitulată Dorul de mamă acasă mă cheamă. Cea de-a lume adunată, plină este sala toată. Multe femei au venit și frumos alți s-au gătit. Eu le zic de ziua lor, la mulți ani femeilor! Noi multe am învățat și cu drag v-am așteptat. Cântece și poezii am repetat zi de zi. Vrem acum să ne ascultați și să ne aplaudați. Iar acum vine în scenă ansamblu vocal conducător artistic Iurie Plănaru.
Brazil!